Bine ai revenit pe canalul meu! În materialul de astăzi o să vorbim despre aerotermele care le utilizez aici în solar. M-ați întrebat în comentarii și am zis că hai să vin cu informații, cu detalii, să vă arăt despre ce e vorba, să vă spun și părerea mea. Poate, eu știu, vă ajută și pe dumneavoastră. Dar înainte să-i dăm drumul, o să te rog să te abonezi la canal dacă n-ai făcut-o până acum. Eu o să continui să vin cu informații și cu ceea ce fac. Poate inspirăm și pe alții, îi ajutăm, au nelămuriri. Cine știe? Haideți să vedem despre ce aerotermă este vorba și să vă zic mai multe chestii despre ele. Avem un solar de 240 de metri pătrați, deci un 8x30 cu folie dublă inflată și eu acum am montate aici două aeroterme din astea de la Galetti de 27 de kW, dacă nu greșesc. Deci le utilizez cu centrala care o folosesc și la casă. Am o centrală Arca de 45 de kW cu gazeificare. Peste noapte duce și casa, duce și solarul, dar trebuie să te trezești mai des, nu? Că răcind apa, ea pornește mult mai des și atunci ar trebui să te trezești mai des. Eu atunci seara practic opresc căldura pe casă pentru că am un 24 de grade, se menține foarte bine până dimineață. Dimineață sunt un 21 de grade, 20 jumate, deci chiar se stă foarte bine. Deci nu e necesar să margă căldura peste noapte. Se păstrează foarte bine. Și atunci eu închid circuitul de pe casă și las doar pe solar. În felul ăsta, să zicem că mă trezesc undeva la 3 ore, dacă e mai rece afară, gen dacă avem un minus 5, nu pot să dorm liniștit, atunci mă trezesc undeva la 2 ore jumate, 3, verific, oricum le mai sunt pe centrală, dar nu pot să stai liniștit. Dar așa, per total, dacă avem un 0 grade, pot să zici că cam 4-5 ore pot să dorm, că ele își fac treaba. Aici avem scheda de la aerotermă. Acum câte grade pot să fac eu în solar? Păstă noapte, că acolo ne interesează, nu? Să zicem că peste noapte temperatura coboară la 0 grade. În solar aici cu astea două aeroterme reușesc să fac undeva 10-12 grade. Poate chiar mai mult dacă mă trezesc în timp să țin centrala la 65 de grade, apa care îmi circulă în instalație, da? Care vine în aeroterme. În momentul ăsta e setată la 65 de grade. La 65 de grade centrala mea se oprește când ajunge apa. Nu am puffer, că nu-mi permite spațiu să pun. Dar până acum mă descurc, să zicem așa. Dacă cumva e mai rece, deci temperaturile coboară mai mult, îi ridic temperatura apei. 70, 75, 80, poate dacă, să zicem, într-o noapte avem un minus 10, păi mă duc și la 85 de grade cu apa, da? Lemn e bune, arde, îmi vine cu
apă caldă, deci îmi învârte pompa aici în aerotermie apă la 85 de grade, vă dați seama că și aerul care le emană e mult mai cald. Bun, ce se întâmplă dacă temperatura coboară și mai mult, gen minus 15, minus 20? Atunci stăm de gardă, cam stăm în centrală, avem și o aerotermă pe motorină care ne ajutăm și cu aia. Bineînțeles, răsadurile trebuie să fie acoperite pentru orice eventualitate și trecem noaptea, să zicem, cu fără probleme, dar se poate întâmpla să cadă și curentul și atunci trebuie să avem un generator la îndemână, da? Deci la minus 15 grade nu cam prea poți să dormi, să zicem. Și s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să coboare așa de mult temperatura. Și atunci cam stai pe centrală și moței. Acum mai sunt și variantele de sobe pe lemne care poți să le pui în solar. Trebuie să fie mare, depinde de solarul care l-ai, dar trebuie să fie mare ca să nu trebuiască să o alimentezi la fiecare oră sau la două ore. Deci trebuie să fie mare ca să intre o cantitate mai mare de lemne, ca să poți să zici că stai liniștit, gen poți să dormi două ore. Bun, și la să zicem că nu străie curent, dar eu la sobele pe lemne, am într-un solar o sobă pe lemne care mi-a făcut-o cineva. Am un recuperator de căldură și un ventilator care îmi suflă aerul cald din recuperator. Deja e mult mai mult. Deci dacă recuperăm căldura, adică nu se duce pe horn căldura care o emană soba, tu bagi acolo soba ta, se roșește așa de tare mere, dar căldura, să zicem că acolo, prin apropiere, no, dacă ai un recuperator de căldură ca să nu-ți iasă pe horn, poți să, un recuperator să-i mai reduci din aer, ca să, deci să nu să ducă tătă pe horn, că vă dați seama că merge foarte multă căldură pe horn. O mai închizi un pic, vezi cât să nu bage fum înăuntru, te duci cu țevi, cât să merg cu țevi, cât îți permite tragerea, ca să ieși cu aerul, cu fumul, cât mai brece. Deci să bagi căldura în solar. Dar vă ziceam și de recuperator. E foarte mare diferență, pentru că îți generează și ăla un volum de aer cald, da? Și se dispersează înăuntru. Din aia zic că și la sobe sau la o sobă mare e foarte bun și un recuperator cu ventilator. Acum despre aerotermele mele, dacă ar mai fi două, ar fi mult mai bine. Probabil că aș putea face germinația pe mese, fără să îmi bat capul, cu patru aeroterme puse în patru colțuri a solarului. De consumat, după părerea mea, nu consumă foarte mult. Mă gândesc că un 3-4 ore cu alimentare pe foc pot să dorm liniștit și mă gândesc că ar face undeva la 20 de grade. Poate nu, dacă mai vii cu ceva în plus, dar poate că s-ar face, gen să nu coboare
până dimineață sub 0 grade. Eu zic că ai face un 20 de grade în solar cu 4 aerotermi din astea. Deci 27 de kW o aeroterm ar fi 100 de kW, da? El în continuu îți generează aer cald. Să și răcește, că nu, solarul vă dați seama că se răcește mult mai repede ca și o hală, o casă, deci nu izolat. Dar bineînțeles că e diferență foarte mare de la solarul cu folie simplă și solarul cu folie dublă. Dacă venim și mai punem încă o termică pe lângă dublură, e mai bine. Partea de sus, tavan, micșorăm volumul care trebuie să-l încălzăm. Deci asta e ideea, să strângem cât mai mult spațiu, să închidem foarte bine ca să economisim căldură, nu? Eu sper că v-am zis tot. Dacă am uitat ceva, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Sper să vă pot lămuri. Dacă ți-a plăcut materialul, nu uita să îmi lași un like, să-l distribui mai departe și să te abonezi la canal. Eu te salut, ne vedem data viitoare!